Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să rămâneți alături de noi. Pentru ediția de astăzi îmi face o deosebită plăcere să prezint invitatul nostru. Este vorba de Dumitru Pulbere, ex-președintele Curții Constituționale. Bună seara și bine ați venit, domnule Pulbere, în cadrul emisiunii noastre. Stimații telespectatori, tema noastră este Curtea Constituțională, votul uninominal, aspectele legale ce țin de ceea ce se întâmplă pe arena politică și nu în ultimul rând despre ceea ce prevede buchea legii. Domnule Pulbere, vreau să începem cu un aspect foarte controversat în ultima perioadă de timp. Este vorba de votul uninominal, dar până a trece la acest aspect, de fiecare dată, în mod special, juriștii fac referire la practica internațională, pentru că ea este prioritară. Haideți să vedem care este practica internațională cu privire la sistemul electoral. Da, într-adevăr, eu cunosc așa proiect de lege care a înaintat în Parlament de a schimba sistemul electoral. Ba mai mult ca atât, particip în Parlament la dezbaterile publice. Apropo, e un precedent foarte bun și sper că așa va fi și în continuare când se vor discuta niște legi importante pentru țară, pentru Republica Moldova. Ce ține de practica internațională vis-a-vis de această problemă? Deci, de la țară la țară diferă sistemul electoral. De vorbă, în țările așa cu o democrație mai avansată, deci cum ar fi Germania, Anglia, acest sistem electoral lucrează și lucrează foarte de mult. Alte țări lucrează sau este în vigoare sistemul majoritar, cum bunăoare la noi până la momentul dat. De exemplu, Federația Rusă au un sistem mixt, și majoritar și uninominal, cum noi avem de gând să facem. La vecini în România tot acest sistem a lucrat cândva, dar nu știu de ce colegii de acolo spun că e cam nu e preeficient și așa mai departe. Deci, să spunem categoric, iată, este bun sistem majoritar sau uninominal sau în multe țări în felul de majoritar, iar noi ne-am găsit unicii care ne străim să vrem să schimbăm, nu putem, pentru că de la țară la țară sistemul electoral diferă. Dar este așa numit Comisia de la Veneția, Comisia Juridică a Parlamentului European, care elaborează niște practici, niște recomandări. Și chiar și această comisie spune că fiecare țară își alege sistemul electoral care e convenabil pentru țară dată, pentru țară, care e mai convenabil pentru alegători, pentru cetățenii cele din urmă care sunt și alegători și așa mai departe. Și așa că să spunem categoric ce e bine și ce e rău, că e mai bun acela, mai bun alt fel sistem, nu putem, nici nu avem drept în principiu. Domnule Pulbere, ce spune Constituția cu privire la sistemul electoral și până la urmă dreptul cetățeanului la vot? Este un drept fundamental, nu? Constituția de sistemul electoral nu vorbește nimic, dar vorbește ceea ce a spus dumneavoastră. Statul este obligat și Constituția garantează dreptul cetățeanului la vot, vot universal, direct și secret. Iacă este principiile de bază de care ne folosim noi cetățenii. Dar statul, în Constituție se vorbește că legea cu privire la sistemul electoral se elaborează, Constituția prevede că sistemul electoral se prevede într-o lege aparte, care și este votată la noi, cum bunăoare codul electoral. Misiunea statului, noi am vorbit că dreptul cetățeanului, dar misiunea statului, obligațiunea lui de a ne crea nouă legătorilor condiții ca să îndeplinim cele trei cerințe, direct, universal și secret. Sub ce aspect, sub ce formă, majoritar, uninominal, asta e iarăși la discreția Parlamentului. Eu vorbesc parlamentele ca atare, un organ care îl are fiecare stat pentru a adopta legi, pentru viața de toate zilele, de cotidienii a țării respective. Și de atâta spuneam de la început că cunosc asemenea proiect de lege care este înaintat de un grup de deputați. Acum se dezbate, cum v-am spus, și destul de interesant să vii direct dezbaterile pe imaginea acestui proiect de lege.
Domnule Pulbere, rămânem albi aspectului juridic. Haideți să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele acestui sistem uninominal, pentru că diferiți analiști, politici, reprezentanți ai societății civile se dau cu părerea. Haideți să vedem norma constituțională. Bineînțeles că eu n-am să vorbesc nici din punct de vedere nici analist, da, da, dar din punct de vedere a unui jurist. Da, chiar vă rugăm. Cât de cât care cunosc și puțin și dreptul constituțional. Misiunea statului este de a ne da posibilitatea cetățeanului să participe la vot. Iar vorbim de votul direct, secret și universal. Dar în ce măsură va fi făcut, iar ne întoarcem, că prin sistem majoritar, că prin sistem uninominal, rămâne iarăși la discreția Parlamentului care va discuta acest proiect de lege și hotărâri vor lua. Dar important este că cetățeanul să aibă acces la vot. Să creează lui așa condiții încât el să aibă posibilitatea de a vota. Asta este un drept a cetățeanului, dar nu este o obligațiune, după cum noi cunoaștem. Cu toate că, doar dacă noi vorbim de alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale care au trecut în toamna anului trecut, e un eveniment tare important pentru țară, fiecare țară în parte și pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, de asemenea, interesați în momentul ăsta și de atâta eu, cetățenii cred că și vor să afle răspuns la întrebările care noi le discutăm și le discut și analiștii politici și alți specialiști în domeniu. Dacă e să vedem modul în care se va desfășura acest vot uninominal, care sunt caracteristicile lui? El se deosebește? Haideți să explicăm poate telespectatorilor care sunt caracteristicile definitorii. Din punctul meu de vedere, deci caracteristica de bază, da, de bază pentru acest, pentru procesul electoral, consemna ceea că dacă noi vorbim de sistemul majoritar, listele de candidați în Parlament, care fiecare partid elaborează oricare, da, listă, întărite la organele supreme acestui partid, aceste persoane pe aceste liste rămân la discreția conducerii partidului. Atunci când e vorba de vot uninominal, deci liste nu-s, dar fiecare cetățean care consideră că el ar poate și are capacitățile respective de ca să candideze rând cu alții pe circumscripția respectivă de a deveni deputat în Parlament, oare fiecare cetățean care poate să facă acest lucru. Domnule Pulbere, mi-am și notat în mod special o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, nu se încalcă oare norma constituțională care prevede participarea partidilor politice la scrutinii electorale? Reieșind din ultima parte a ceea ce ați enunțat un pic mai devreme? Cred că nu se încalcă dreptul partidilor. Eu acum mi-am luat Constituția. Da, chiar vă rugăm. Că noi, cei care am lucrat și lucrăm la Curtea Constituțională, suntem de prins. Legați de ea, da. Constituția cu muznar semblăm, da. Deci, articolul 41 Constituției, libertatea partidelor și alte organizații social-politice. Este uneva din 7 puncte, da, acest articol, dar se vorbește unul că partidele participă la scrutinile electorale. Dacă noi, în cazul dat, reșim din tematica, din problema, din proiectul care e înaintat de un grup de deputați de schimbare sistemului electoral de la majoritar la uninominal, păi, în acea circunscripție care va fi formată, va fi formată de organe electorale, ați avea dreptul să înainteze candidați și partidele respective, orice partid politic. Numai dacă el e înregistrat la Ministerul de Justiție. Poate să înaintează un candidat, doi, cât el găsește de cuvință. Dar diferența de listă de partid și diferența, cum am vorbit, de unii nominal, trebuie să fie niște persoane notorii care au autoritate nu numai în circunscripția dată, dar poate și chiar la nivel de țară, care sunt vestite persoanei Republicii, care cetățenii le vor crede și îi vor urma, îi vor vota în, dacă
facem paranteza și spunem dacă acest proiect de lege va fi susținut în, și votat în Parlament. Domnule Pulbere, din ce în ce mai des auzim acest argument că noi vom putea demite deputatul. În ce măsură acest argument este plauzibil? Există mecanismul real, juridic, de a permite acest lucru? Deci, eu tot urmăresc multe emisiuni care să, deci, face un fel de explică cetățenilor ce înseamnă votul unui nominal și mai departe. Și când aud de expresie că nu, dacă nu ne place deputatul ăsta, îl rechemăm și votăm altul, nu chiar așa de simplu cum se vorbește. Haideți să explicăm. Este articolul 68, iar să fac trimitere la Constituție ca să mă creadă cineva că inventez din mers. Este articolul 68 și anumit a Constituției, mandatul reprezentativ se numește articolul. Punctul 2. Orice mandat imperativ este nul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că odată ce persoana X, nu contează, pe liste de partid, nu contează, pe sistemul uninominal, este votat ca candidat, ca este votat ca deputat în Parlament, nimeni n-are dreptul să-l revoace, să-l recheme. Și dacă noi astăzi vorbim că nouă nu ne-a plăcut deputatul cu tare, iarăși vorbim... Ipotetic, da. Da, ipotetic. Îl rechemăm și îl trimitem pe altul, nu e atât de simplu, pentru că e interzis. Pur și simplu, nu ne place, îl chemăm, rechemăm și mai departe. Este alt articol în Constituție, articolul 69, care urmează imediat după asta. Eu permit să citesc. Punctul 2. Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales în caz de demisie, de ridicarea mandatului și de incompatibilitate sau de deces. Da. Iată, pe noi aici e aproape de întrebarea care a spus-o dumneavoastră, e sintagma de rechemarea mandatului. Asta înseamnă că orice deputat, nu contează cum el este, sistem majoritar sau nimic, poate fi rechemat. Dar, în caz când o săvârșit o crimă și este sentința intrată în vigoare de judecată prin care persoana X a fost condamnată, respectiv, bineînțeles că este rechemat din deputat, este, deci, când acest deputat, deci, incalcat sau depistat în flagrant delict la săvârșirea unei crime, sau când a săvârșit niște, nu numai decât să fie o crimă, dar moralitatea nu-i permite lui de a să continue mandatul de deputat. Ia ca niște momente, asta a tras atenție în Constituție, e specificat în gust sintagma, dar ar trebui sau în codul electoral, cu toate că este, sau în legea cu privire la statutul deputatului, momentul este de dezvoltat. Ele sunt, dar poate alocuri trebuie mai concretizat ca să fie clar alegătorul în ce caz el poate fi să recheme acest deputat pentru care el și-a dat votul. Încă o dată, repet, nu contează sistemul de vot, majoritar sau uninominal. Domnule Pulbere, rămânem la votul uninominal. Deputații aleși în baza acestui sistem se poate întâmpla, iarăși ipotetic vorbind, să lobeze interesele regiunii care l-a delegat? Există riscul acestui fenomen? Este noțiunea de lobism. Da. Noi trebuie să înțelegem în sens pozitiv. Da. Pentru că în unele țări este și lege cu privire la lobism. Ca tare. Dacă noi vorbim de un lobism în sens pozitiv, da. Dar din experiența care o am, n-am să deschid parantezele, chiar și un deputat care e ales pe sistemul majoritar, am de pe listă de partid, dacă el e patriot a localităților de unde s-a născut, de unde e Baștina și mai departe, el trebuie să facă ceva. Să stărui, să fac ceva. El va încerca să reprezinte. Să fac ceva, chiar vorbesc, dacă e o listă de partid. Mai mult ca atât, dacă el va fi, deci, în cumscriție respectivă.
Pentru, deci fiecare dacă ține la baștina lui, el va face ceva. Altfel, mă rog, poate să fie rușine să uite ochii lumii care l-a ales. Asta un moment. A doilea moment poate să fie situația când alegerile să se fac pe un termen în Parlament, să alegi pe un termen de 4 ani. 4 ani expiră foarte repede, deci termenul ăsta de 4 ani și vin următor și el, dacă i-a plăcut să fie deputat și el onorează, deci noțiunea asta de deputat, el ați vrea să fie mai fie ales. Și de atâta trebuie să fac ceva ca electoratul să-l aleagă pe dânsul. Și pe cele, chiar și pe dar cele aici, sistemul uninominal ar însemna o viață politică mai scurtă pentru acești deputați? Sau da, dacă el cade sub circunstanțele, deci articolul 69, ăsta da. Primul moment, 69 de Constituție, sau în a doilea moment, el nu va fi ales la următorul tur de alegeri peste 4 ani de zile. Domnule Pulbere, vom avea în Parlament oameni care vor deține mijloace financiare suficiente pentru a face campanie electorală? E un pericol? Nu e un pericol. Eu nu văd pericolul acesta și îi explic de ce. Da. Astăzi este legea care statul finanțează partidele politice. Adevărat. Chiar și la electorală, pare mi se că din dat precedent în Parlament, această lege deja a lucrat. Tot așa consider eu că dacă se va vota deci, proiectul respectiv în Parlament, tot așa vor fi finanțați și candidații care candidează pe circumscrițiile respective. Altă vorbă, care vor fi sumele, care vor fi, asta rămâne ca atât statul printr-o lege să concretizeze, adică trebuia legea asta de modificat cu privire la finanțarea partidelor să vorbească și de circumscripții, cum să voteze candidații pe circumscripții, cum să-i finanțeze. Dar nu se exclude și sponsorizarea, deci dacă e conform legii, cum sponsorizați astea partidele, așa și pot fi sponsorizați și acei candidați în circunscripții uninominale. Dacă vorbesc, ipotetic, cum a spus dumneavoastră, sponsorizarea se face conform legii, ca să nu fie comis careva abuzuri. Atunci când vorbim despre votul uninominal, vorbim despre circumscripții electorale mai multe ca număr. Asta ar însemna că statul va trebui să cheltuie mai mulți bani din vesterie pentru a organiza asemenea tip de alegeri? Eu aș propune noi să ne gândim chiar și să calculăm și facem ceva calcule. Deci, în proiectul de lege care am o să dezbate, spuneam să prevăd 101 de deputați. Da. Același număr ca actualul, ca cum e prevăzut în Constituție. Noi nu putem micșora număr, pentru că Constituția expresă vorbește din Parlament, este compus din 101 de deputați. Deci vor fi 101 de circumscripții. Oricum, când se petrec alegerile parlamentare, statul cheltuie careva bani, e vorba de milioane, care pentru finanțarea procesului electoral. Eu nu exclud că dacă, iar ipotetic vorbim, dacă va fi adoptat această lege, circumscripțiile respectiv se măresc. Dacă noi vorbim în sistem majoritar, vorbim de singur circumscripț pe toată țara. Numai că acolo sunt organele electorale, comisia de circumscripții, biroul de votare și așa mai departe. Aici tot cam așa vor fi, numai că ar fi un număr mai mare și respectiv funcționarii care vor activa în aceste comisii trebuie să fie remunerați, asta una, două, care va cheltui el de cancelare, eu știu, acolo vor fi. Dar, cum spunea vestitul Bismarck, democrația costă scump. Noi dacă vrem să facem o democrație deci notorii, atunci, bineînțeles, suport care va cheltuieli. Eu vorbesc din punct de vedere dacă se face tot corect. Tot corect. Haideți să vorbim un pic. Vrem, nu vrem, avem un punct vulnerabil și lucrul ăsta s-a discutat în diferite campanii electorale și căutând să se identifice cale de soluționare. Mă refer la conflictul transnistrean. Cum? Sau ce facem cu partea stânga a Nistrului? Bineînțeles că ceea ce ați accentuat dumneavoastră este un moment mai serios. Deci
Într-adevăr, așa este. Noi știm că de 20, mai mult 25 de ani, noi, deci, constituțional nu controlăm acest teritoriu, dar eu mă uit la problema asta, toate că nu sunt politician, da, sub alt aspect. Acum la noi lucrează așa numitul grup de 5 plus 2, care deci cată careva soluții de a hotărâ, de a rezolva problema transnistreană. Da. Bineînțeles că să fac careva pași. Iată recent președintele nou ales tot încearcă, am făcut careva întâlniri cu așa numită administrație din Tiraspol și tot închipu eu că îi cată tot careva soluții pentru a hotărâ aceste probleme. Eu aș considera că dacă se votează legea cu privire la sistemul uninominal, asta poate ar fi un pas pentru soluționarea acestei probleme. Deci, bineînțeles că asta trebuie să gândească statul în privința asta, cum se organizează acolo circumscripții electorale, asta trebuie de privăzut în lege, cum e făcut tot lucrul ăsta, dar oricum noi trebuie să atragem la viața politică, dar legile astea e un act politic în stat, să atragem la viața politică și cetățenii din stânga Nistrului. Eu îmi dau seama că asta e foarte greu, e problematică, dar politicienii noștri și conducerea statală trebuie să gândească în această direcție, să găsească un punct de reper cu administrația transnistreană pentru a soluționa și această problemă. Eu mă repet, asta eu văd ca un pas pentru soluționarea de viitor a întregii de integrare a Republicii Moldova. Domnule Pulbere, vreau să rămânim un pic aici și vreau să vă întreb cum vom deschide secțiile de votare și cum vor fi constituite de fapt aceste organe electorale. Aveți în vedere în stânga Nistru? Da. Păi eu nu sunt specialist în domeniul electoral, mari recomandări eu nu pot să fac pentru Comisia Electorală Centrală, pentru Parlament, care trebuie să adopte legea cu formarea circumscripțiilor, dacă se va vota proiectul de care vorbim. Asta e chestia statului de să gândească cum să facă să deschidă sau aceste circumscripții uninominale. Dar încă o dată mă repet, oricum ei trebuie să o facă în paralel, în tratative cu administrația din stânga Nistrului. Dar e posibil realizarea acestui obiectiv? Eu teoretic văd că e posibil acest, cu toate că de la teorie până la practică cam e departe, dar oricum din încercat trebuie să facem ceva. Să nu-i lăsăm ei aparte. Și eu mă gândesc că bine, noi să vorbim cred că și de circumscripțiile care vor fi formate. Da. Mă gândesc că să fie așa probleme. Și acolo noi să vorbim și din numărul de alegători pe circumscripții, pare mi se că da. Dar aici poate să fie numărul de alegători în stânga Nistru circumscripții, poate mai puțin la număr decât în partea deci, dreaptă. Dar totodată noi trebuie să le facem pentru a dreptul, posibilitatea cetățenilor din stânga Nistrului să participe la acest act politic din Republica Moldova. Haideți să vedem ce se întâmplă cu diaspora. Ultima campanie electorală ne-a arătat că a apărut acolo unele probleme raportate la modul în care s-a desfășurat propriu-zis procesul electoral. Atâta timp cât noi nu avem date oficiale câți concetățeni de ai noștri se află peste hotare și aș îndrăzni să zic că avem pe parcursul ultimilor zile și datele recensământului din 2014 făcută acum în 2017. Despre modul în care ne-ar putea ajuta poate nu e cazul noi să ne pronunțăm, dar haideți să reieșim din ceea ce enunțam un pic mai devreme. Diaspora, câți concetățeni sunt acolo, cum organizăm? Răspunzând la întrebarea asta dumneavoastră referitor la diaspora, eu vreau să fac iarăși o trimitere la practica internațională. Spuneți, chiar vă rugăm. În diferite țări e diferit. Deci, vecinii noștri români. Deci, doar știți că la dânsii Parlamentul bicameral, Camera Deputaților și Senatul. La diaspora, dacă o numim, apropo, DEX-ul,
de limba română, da, vorbește de că diaspora se numește cu tot altceva, nu cei ce numim diaspora, dar oricum, da, fie așa, fie așa. Deci, să dă cote. Pare-mi-se la Camera Deputaților un mandat de la diaspora și în Senat două, dacă nu mă greșesc, dar asta nu e atât de important. Da. Alte țări din Europa, cum ar fi Germania, Ungaria și mai departe, îndiopște. Și nici nu vorbesc ca să creeze condiții ca diaspora să participe la votare. Deci cetățeanul e plecat de câțiva ani acolo. El are un drept să voteze. El, dacă vrea să voteze, el trebuie să gândească cum să facă lucrul ăsta. Aici sunt două nuanțe. Statul trebuie să creeze condiții, cetățeanul, eu vorbesc de cetățean. Pe ansamblu, da. Nu contează, e peste hotare sau la noi în țară. E obligat să creeze condiții de votare, ca cetățeanul să expui, să-și dea votul. Cetățeanul are drept să vie la vot. La alegerile prezidențiale din toamnă, care au avut, da, deci noi știm tot problemele care au fost în jurul la diaspora și mai departe, că se revoltau, unii au ajuns buletinii de vot, unii nu. Apropo, aici când Curtea Constituțională a validat alegerile, rezultatele alegerilor președintelui, au făcut niște recomandări pentru Parlament, pentru Guvern, cum să ajusteze legislația ce ține de problema diasporei. Dar este regulamentul Comisiei Electorale, a fost mai drept spus, nu știu, el va rămâne în vigoare sau va fi schimbat, cu privire la alegerile prezidențiale. În care se vorbește că cetățeanul X, aflându-se în țara Y, dacă vrea să voteze, el trebuie să înregistreze la Comisia Electorală Centrală. Poștă electronică, sunt înregistrat, eu cu tare vreau să votez. Atunci, această posibilitate îi dă, sau acest moment îi dă posibilitatea Comisiei Electorale Centrale să ducă o evidență cât cetățeni sunt în Italia, Franța, eu știu, alte țări, să aprecieze cu numărul de buletini care să le expedieze la secție respectivă. Acest lucru nu s-a făcut. Sau s-a făcut, nu fiecare responsabil cetățean din diaspora s-a atârnat de această problemă. Totodată, acești cetățeni sau unii dintre înșiși au început a face, deci, a se revolta că au vrut să voteze, dar nu le-a ajuns buletin de vot. Iată, aici sunt niște nuanțe care trebuie iarăși să fie rezolvate din ambele părți, atât cât statul, prin Comisia Electorală Centrală, să creeze condițiile respective pentru ca cetățeanul din țara X poate vota, atât și cetățeanul de acolo să aducă aminte, nu numai atunci când vrea el, dar să aducă aminte de țară și când, dacă îl doare, să fie la curent cu toate evenimentele, să înregistreze respectiv pentru a aduce, a-și da votul. Și dumneavoastră corect a spus, da, pentru că nu e o cifră stabilită, oficială chiar în țara X scutare, atâția în partea cutare. Nu așa niște cifre care de la autor la autor ele diferă. Și eu vă spun că asta e responsabilitatea din ambele părți. A statului de a crea condiții, cum am vorbit, și a cetățeanului din țara X, dacă el vrea să voteze. Trebuie să aibă grijă. Dar cum va fi hotărât? Sper eu că deci, Curtea Constituțională, când a validat, asta e o practică foarte bună a Curții Constituționale, când validează legile parlamentare, ori, cum a fost azi toamnă, prezidențiale, deci în tot timpul în procesul electoral apar niște lacune. Și Curtea Constituțională, când validează aceste alegeri, le vede și este obligat să reacționeze și expediază deci adresă la Parlament, la Guvern, prin care atenționează situația și sper eu, că acele observații care au fost făcute Curtea Constituțională vor fi luate în vedere și pe viitor, când să vorbim de alegerile viitoare. Cum vor fi ele, care sistemul va fi asta altă vorbă, dar că vor fi alegeri în toamna anului viitor, 2018. Da, asta e cert.
Eu vreau aici o întrebare de concretizare ca să înțeleagă poate și telespectatorii noștri. Spuneți-ne, vă rog, treaba asta cu 3.000 de exemplare, de buletine de vot, mai bine zis, pentru fiecare secție de votare, este una legală? S-a procedat? Pentru că și aici au apărut un măr a discordii până la urmă. De ce 3.000? De ce nu s-a mai suplimentat? E legal? Nu e legal? Eu nu pot să spun, nu pot să spun expres că este cifra asta prevăzută în lege, da, dar asta este o practică a Comisiei Electorale. După cât eu știu și înțeleg, pentru că o secție de votare, mai mult de 3.000 de cetățeni fizic, nu pot să treacă. Nu 3.500, 3.000 nu știu cât acolo, dar mai mult nu. Noi nu putem să vorbim de 4.000, de 5.000, pentru că este de la, se deschide secția de votare la ora respectivă și se închide la ora respectivă. Deci, fizic, comisia, secția de votare poate să deservească acești 3.000 de alegători. Asta și e o cifră mai mult simbolic, dar totodată e aproape de adevăr. Și se vede că de atâta și se vehiculează cifra asta de 3.000. Domnule Pulbere, votul uninominal reduce corupția din cadrul partidelor? Nu se va mai cumpăra locuri pe listele electorale? Eu... Vor merge oamenii care sunt mai văzuți, cum ați pomenit ceva mai devreme, mai apreciați? N-am date concrete și nu pot să spun, deci... Că se reduce. Numărul sau locul de pe lista de partid este cumpărat sau vândut, nu pot să vorbesc, că nu dispun de fapte și nu știu dacă ele sunt. Dar însuși faptul că îi va disciplina pe partidele, vor fi disciplinate atât partidele politice ca să găsească sau selecteze persoanele de care noi am vorbit cu nume, cu imagine bună, ca el să, dacă va fi promovat din circunscripția respectivă, să fie încrezut că el va câștiga. Dar clasa politică este gata de a accepta această modificare? Pentru că cineva a încercat să ne prezinte și această parte a medalei, acest reverso. Cineva care a încercat să reprezinte asta, partea a doua medalii, pare să mi că mi corect, pentru că atât v-am spus de la început, v-am spus că particip la dezbaterile este care au fost organizate în Parlament și încă o dată mă repet foarte bine că s-au organizat. Unele partide politice au eschivat să delegheze reprezentanții lor la această masă de discuții. Păi eu și așa mă întreb. Dintr-o parte, presupunem, criticăm proiectul. Da. Din alt parte, noi nu ne prezentăm la discuții să vedem. Poate găsim un numitor comun undeva. Păi o dezbatere așa și iese, de a da niște recomandații, de a face, de a alte viziuni ale descoperirii la această problemă. Unele partide politice, după câte am înțeles, ele s-au schivat. De ce? Eu nu știu. Dar dintr-o parte noi spunem că nu-i bun, dar nici nu vrem să discutăm despre ce. Și iată de atâta și eu sunt sau răspuns la întrebarea dumneavoastră, se vede că nu știu de ce partidele procedează așa în cazul de acelei care nu s-au prezentat, dar se vede că ceva nu-i bine acolo. Da. Deci noi, eu îmi amintesc deseori când vorba asta, știți, este un film, o leacă, pentru ne abatem să nu supere telespectatori, așa numit film rusesc, Ivan Vasilievici Mineaiev Profesie. Da. Și acolo un erou sau un actor din filmul ăsta îi spune la așa numitul Kniaz Ivan Vasilievici că nu așa l-a înțeles pe dânsul. La și răspunde Ivan Vasilievici, cum să te înțeleg, dacă tu taci din gură și nu vorbești nică. Cam așa e situația și în cazul dat. Noi nu participăm, nu-i bun, dar nici nu participăm. Păi hai să găsim soluția. Domnule Pulbere, nu pot să nu vă întreb și despre primul parlament, care a fost, apropo, ales în baza acestui tip. De ce totuși s-a renunțat? Cum ați califica ce s-a întâmplat? Și ca reprezentativitate poate să vorbim acolo, pentru că erau și reprezentanții ai clerului, reprezentanții ai juriștilor și așa mai departe. Cred că toate păturile sociale și poate aici ar fi un avantaj. Care e viziunea dumneavoastră? Da, într-adevăr, primul parlament a fost ales pe circunscriți uninominale și ele au fost tare multe. Dacă dumneavoastră știți, acolo parlamentul era constituit de 300 și ceva de deputați.
Noi trebuie să scoatem căciula în fața de primul parlament, să le mulțumim că i-au adoptat acte importante pentru țara noastră, pentru independență, pentru securitatea statului. Dar acel parlament, în viziunea mea, era foarte greu de dirijat. Era 300 și ceva, cu atât mai mult că deputații nu erau profesionali. Ei se adunau la sesia respectivă. Dar nu exista nicio, experiență politică. Da, ei lucrau la locul lor de bază, pe unul se întruneau la sesia respectivă, discutau. Bineînțeles că nici experiență politică nu era cei care noi ne închipuim astăzi. Și să spunem noi că el, adică a eșuat ideea de mandate unii nominale datorită că Parlamentul, primul Parlament al Republicii Moldova s-a autodizolvat, s-a autodizolvat nu de atât că a eșuat în viziunea mea, a eșuat însuși strategia de alege pe circumscripții unii nominale. Da. Dar a eșuat, în primul rând, că deputatul nu era profesional, așa cum la noi, sunt aleși și activează de zi în Parlament, în comisii, în fracțiuni, la ședințele parlamentare. Apoi, ei aveau lucrurile lor de bază. Sesiunile parlamentare erau, deci, mai departe de problemele care îi priveau pe dânsul la activitatea lor. Nu aveam experiență de elaborare a legi, de a le perfecta și chiar și a le dezbate ca așa cum ne închipim noi, dacă ne avem în vedere dreptul electoral, așa mai departe. Și mai mult eu aș zice că era chestie de organizare decât compromiterea însuși ideii de alegeri unii nominale, mandatele, ori pe circumscripții unii nominale. Domnule, asta e viziunea mea. Da, dacă e să revenim la ceea ce se întâmplă la ora actuală în țară, spuneți-ne, vă rog, ar exista partide politice avantajate de implementarea votului unii nominal? Cred că nu. Deci, nu mai țin minte numărul, dar undeva pe mai mult de 40 sau 45 și ceva partide politice înregistrate la Ministerul de Justiție. Păi iarăși vorbim noi de, dacă un partid politic, nu contează, e parlamentar, extraparlamentar, nu contează, că, mă rog, Parlamentul este un deputat și nu poate toate partidele să nimerească în Parlament, dar dacă duc o viață activă, o viață activă politică, am dire, dacă e aproape de alegător, de electorat, dacă îl doare inima de cei ce se petrece în țară, de problemele, de nevoile cetățenilor și a țării și mai departe, bineînțeles că el e aproape de alegător și dacă va înainta candidații lui pe circunscrițiile respective, poate să obțină succes. Iar acele partide care sunt mai departe de problemele care eu v-am spus, de situația dată, și pe dânsul puțin și îl interesează, dar să aduce aminte de electorat mai atunci când se duce la votare, când îi cheamă pe cetățeni la votare, bineînțeles că asta partid mai puțin succes vor avea. Așa că spunem noi că proiectul care se discută astăzi îi avantajează pentru un partid sau mai puțin pe altul, eu, de exemplu... E prematur. E prematur și n-aș spune așa ceva, deoarece eu știu dinăuntru cam cum funcționează Parlamentul, cât de cât, chiar și sistemul politic am închipuri așa, și nu văd eu că aici, dacă legea asta e... Dar oricum, orice lege, mandatul uninominal, sistem majoritar, oricare alte legi, ca atare, ele au, fiecare lege are și plusuri și minusuri. Domnule, nu mai vorbim de un proces electoral. Haideți să vorbim. Numărul relativ mic de voturi pe care trebuie să le obțină un viitor deputat ales pe listele uninominale constituie o problemă? Dacă eu nu zic că va constitui o problemă, dar da. Care reprezentativitate, da, mă refer. Care vai complicații vor fi. Da. Pentru că dacă noi vorbim de 101 de deputați, cum e prevăzut în proiect, așa și prevede și Constituția, trebuie de creat 101 de circumscripții. Ce ține de Transnistria, noi am vorbit deja. Le rezervăm poate și un număr mai puțin de legători, numai că să-i chemăm, să-i putem... Iasă și ei la vot. Da, să vii la vot, să-i participi la viața politică din Republica Moldova. Dar legea care va, ulterior va fi elaborată o lege, cum de format circumscripțiile,
atunci trebuie o chipzuință foarte bună ca numărul de alegători să nu diferi de la circumscriții de un număr mare. Ca tare, dacă vorbim de practicile internaționale și ar ne referim la Comisia la Veneția, acolo Comisia de la Veneția recomandă, când e vorba de vot uninominal, numărul de votanți prin circunscripții să nu difere mai mult de 10% una de la alta, adică o circunscripție de la alta. Adică sunt niște practici internaționale de care viitorii elaboratori a legii cu formarea circunscripțiilor se vor conduce, cred că, și au să stăruți, creeți, în așa fel ca să nu fie de diferență mare de numărul de alegători. Pentru că asta tot are importanță mare. Când e vorba de vot și un deputat poate cu nu știu cât mii acolo de voturi să, un candidat poate să fie ales cu câteva mii de voturi, altul cu 10 sau 20 de mii. Aici vreau să ajung. Poate să nu nimerească. Apoi că eu spun că diferența nu mai mult de 10%. Diferența în numărul de alegători. Da, în cazul în care o persoană acumulează sub 50% din numărul de alegători și accede, ce facem iarăși, revin la chestia cu reprezentativitatea? Aici eu luând cunoștință cu proiectul care se dezbate acum, eu am observat că acolo se vorbește din numai de un singur tur de alegeri. Deci, din numărul X de candidați, cine e prin mai multe voturi, așa la accede în Parlament. Pare mi se momentul ăsta nu-i corect. Trebuie să facem turul 2. Deci primii 2 din numărul de candidați duc la turul 2, acolo se votează și respectiv, iată, dacă se va procede așa, vorbim din turul 2 de alegeri atunci, cam diferența asta nu va fi mare și cam reprezentativitatea va fi omogenă cam peste tot locul. Mă gândesc eu. Domnule Pulbere, ținând cont că avem această temă astăzi pusă în discuție, vreau să facem legătură pe final de emisiune, pentru că regia ne spune că mai avem 2 minute la dispoziție. Pe parcurs săptămânii curente s-a discutat foarte mult și despre imunitatea parlamentară. Eu vreau să vă întreb, iarăși ieșind din punct de vedere juridic, este cazul imunității parlamentare sau nu este? Da. Din punct de vedere juridic. Da, vă rog. Eu îi spun de vedere din punct de vedere constituțional și din punct de vedere juridic. Dacă un cetățean nu încalcă legea, el nu va fi tras la răspundere. Pe scurt vorbesc. Da. Iar acela care încalcă legea, el este tras la răspundere. Nu contează care, administrativă, penală, eu știu, disciplinară, de orice natură. Păi așa și cu imunitatea. Deci ar trebui un deputat să-i stăie lui să aibă grijă că a fost lipsit de imunitate. De atât dacă el știe că își face, îndeplinește atribuțiile de servicii cum se cuvine, îndeplinește, nu încalcă legea, deci stărui să fie în pas cu cetățenii care l-au votat și care înconjoară, ce frică el trebuie. Unul din contraargumente pentru cei care susțin de fapt este că pot exista anumite presiuni pentru activitatea lui politică. Păi rechemarea, v-am spus în ce cazuri. Da. În articolul 69 să ne referim, el poate fi rechemat dacă altfel ce presiuni, viziunea mea ca jurist mă uit la problemă, ce presiune nu s-ar face asupra cetățeanului X dacă el foaia lui e curat, el e curat ca foaia, ce nu s-ar face presiuni dacă ceva a încălcat, păi se lucrează articolul revocarea mandatului și așa mai departe. Practica internațională ce recomandă la acest capitol? Deci, iarăși, de la țară la țară diferă. În majoritatea țărilor, imunitatea parlamentară este. Chiar și în țările cu o democrație mai avansată, cum în Europa, consolidată, imunitatea este. De ce la noi s-a hotărât să procedeze așa și am înțeles că în prima lectură s-a votat deja în Parlament? Nu cunosc, pentru că trebuie de citit, de văzut not. Deci orice proiect de lege e condus de o notă informativă, în care se argumentează care sunt criteriile de bază care i-au impus pe autorii respective a proiectului să tocmească acest proiect de lege. Dacă aș citi, aș avea cunoștință de acest proiect, de această notă informativă, aș putea să mai discut. În rest, părerea mea așa. Domnule Pulbere, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Votul electronic are șanse în Republica Moldova? În 20 secunde. Eu cred că are șanse, dar e chestie de viitor.
E prematur să discutăm la ora actuală. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. Am discutat despre votul uninominal și despre celelalte aspecte ce ține de implementare în viitor, de ce nu, a acestui sistem. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună!